Bună dimineața! După o petrecere foarte faină a lui Naș, a lui Mariana Zencer, vreau să vă arăt un răsărit de soare de la Deva. Ia uite! Eu nici nu ieșisem pe balcon. Dacă mă credeți, Deva mi se pare un oraș absolut superb. E atâta liniște, oameni calmi, oameni frumoși. Nu e aglomerație, nu e stres. Cred că aș putea mâine să mă mut în Deva. Da, eu la ora 7 o să am trenul spre Constanța. Nu am mai găsit bilete decât la clasa a doua. Și nu e mare nenorocire, pentru că este ok și la clasa a doua. E aglomerat, e 1 mai, 2 mai, când mă întorc eu, dar trebuie să mă aștept că o să fie biletele la clasa 1 luate. Este ok și la clasa a doua. Vreau doar puțin să vă arăt această locație. Este superbă, superbă. Mulțumesc, la nașu. Câtă liniște! Deva are de toate. Are munte, oameni frumoși. Nu știu că se au păsările. O să plec spre gara. Foarte fain undeva, foarte fain. În gară la Deva și Nașu, Marcel, mi-a zis că aici sunt cele mai bune sandvișuri. Iar dacă eu am luat sandviș din Constanța cu 8 lei, Nașu mi-a zis că aici sunt și cu 3 lei sau 4 lei, ceva de genul. Hai să vedem. În general, ziua aici este coadă. Este coadă și acum la 6 și puțin. Ia să vedem. MacBook. Meniul la 10 lei, este incredibil. Asta e la 5 lei, cel mai ieftin.
Sandwich-ul cu șnițel îl aveau și ce am vrut eu nu mai era. Mi-a pus un burger cu vită. Abia aștept să gust. Totul a costat 22 de lei, 50 de bani. Foarte, foarte puțin pentru două sandwich-uri. Asta e gara, dar nu știu pe unde să mă duc la tren. Totul este blocat. Spre peron. Gata. Aici în gară nu este nici măcar o bancă. Vreau să stau puțin jos să vedem cum sunt sandwich-urile. Cred că acolo vis-a-vis o să fie. Acolo sunt bănci. O să vină trenul. Dar cum ajung acolo? Mă iau și eu după oameni. Hai să vedem dacă sandwich-ul de la Deva este mai bun ca cel de la Constanța. Costă cu 50 de bani mai mult. Nu știu care e asta. Asta e cu șnițel de pui. Chifla de la Constanța arată ceva mai bine. Ia, să văd. E foarte bun. Este foarte bun. Sosurile sunt mai bune ca cele de la Constanța. Dar atât. E gustos. Dar sincer, mai bun cele de la Constanța. Chifla e cu mac. E mai crocantă, mai gustoasă, se duce, iar la interior parcă șnițelul ăsta nu este foarte, foarte bine făcut, dar e un sandwich foarte, foarte gustos. Salată, sosuri, varză, bun, bun. Hai să-l întreci pe cel de vită, ăla e ceva mai scump. Am luat o gură. Mult mai bun cel de la Constanța. Șnițelul este puțin neprăjit și mic, vedeți? Aici nu ai șnițel. La Constanța șnițelul era de dor mai mare. Dar bun și ăsta. De la sosuri. Sosurile sunt mai bune ca... Am mai mâncat puțin. Șnițelul este puțin nefăcut și mult mai mic ca cel de la Constanța. Chifla e mai bună la Constanța. Aici doar sosurile au ceva în plus. Bune sosurile, dar șnițelul de la Constanța este mai ieftin și mai bun. Să mă credeți pe cuvânt. Hai să vedem și burgerul ăsta de vită. Ăsta are mai multe în el. Are salată, roșii, sos. Sosul e foarte bun. Cât de bine arată. Varză. Ia. E bun. Îmi place că are mult sos.
Iar sosul este extraordinar. Da, este un sandwich bun. Și la 10-12 lei, 15 lei cât a costat, raportul calitate-preț este minunat. Multe sosuri, dar mie așa îmi place. Mi-au pus șervețele. Foarte bun, foarte bun. Da, mai devreme ne-a anunțat 10 minute, după aia 20 de minute, acum 25 de minute. Nu suntem în Japonia, suntem în România, 25 de minute, dar timpul crește. De 55 minute ne anunță un interval mai mare. Asta este. Vagonul 1, locul 92. Am ce murdar e, ce prăfuit. Salut! După două ore am ajuns la gara din Sighișoara. De baton. Aproape de Brașov. Deja munții din față nu sunt cunoscuți. Foarte ok la casa a doua. Singur pe patru scaune. Gara din Brașov. Prin vagonul până la București, siguranță.
Este incredibil. Trenul a întârziat. Eu aveam la 15:22 tren spre Constanța și acolo la informații mi-a zis că am pierdut trenul. E vina mea acum. Ce fac? Următorul tren când este? La 4:30. Este incredibil. Nu vă spun în ce condiții îngrozitoare stai la casa a doua. S-a aglomerat. Nu mergeți niciodată la casa a doua decât dacă mergeți o oră sau maxim o oră jumătate. Dacă mergi mai mult, niciodată. Eu n-am avut de ales pentru că n-am mai găsit bilet. Nu știu ce să fac acum, unde să mă duc, ce să fac. Vai de mine, ești de mine. Merg la casa de bilete, să-mi iau alt bilet. A durat jumătate de oră să-mi iau alt bilet. Doamna de acolo nu înțelegea nimic. Mă tot întreba care este ID-ul. I-am arătat biletul care era online. E un cod de bare. Care este ID-ul? Mi-a răsuit în telefon, i-a zis, doamnă, am poze cu mine dezbrăcat. Era clar o glumă. Nu mai umblați în telefon că n-am decât acel cod de bare. Iar nu mai văzut niciodată acel cod de bare. Spuneri la pământ. După ce mi-a umblat în telefon, a zis că o să-mi dea un bilet asemănător. Nu știu dacă e la casa întâi, o să văd. Of. Dar s-a dus să ceară aprobare de la șef. Se făcuse o coadă în spatele meu, toată lumea a început să țipe. Era a doua casă unde am mers. La prima mi-a zis că pentru online mergeți la ghișeul 5. Am fost la ghișeul 5. Această doamnă bătea în calculator A, se uita dacă a bătut A în calculator pe tastatură. După aia bătea B pe calculator, pe tastatură, se uita dacă a bătut B. A durat 10 minute doar să tasteze numele meu. Cine angajează pe ăștia? Și de ce? Na. Care-i vina mea? Că am pierdut trenul. Că e întârzie? Da. Am înțeles de la Nașu, de la Marcel, că în străinătate, dacă un tren întârzie, celălalt trebuie să aștepte. În România, nu. Bătaie de joc. E bătaie de joc. La Constanța plouă destul de tare. Trenul a ajuns cumva cu 5 minute înainte. Chiar eu l-aștept pe Răzvan. El m-a dus, el mă aduce. Ce vreme bună am prins noi la Vălța. Ia uite, uite ce e la Constanța. Acolo e șaurma, abia acum văd. Am ajuns acasă după multe ore pe tren, prin gări. Na, n-aș mai repeta această experiență. Nu știu, dacă mergeți 2 ore, 3 ore, 4 ore, e ok. Dar ca mine, l-a dus 11 ore și acum 13, 14 ore, e prea mult. La Constanța plouă, dar mie îmi place. Pisicile abia mă așteptau și uitați ce
ce fain este gazonul. Are pătrunjel. Uite cât de bine arată totul. Cele mai frumoase luni pentru mine din an sunt mai și iunie. Ăsta, la fel, în vreo două săptămâni, toate frunzele se facă roșu, roșu închis, închis. Și au crescut, ia uite-l. Undeva pe la etajul 3, amândoi. Ăsta e ca un arțar canadian, dar roșu. Și asta, nu știu ce este. Fructe nu face. Brazinei. Miroase extraordinar la exterior. De fapt, miroase în toată curtea. De la Piracanta, planta care le-am eu pe exterior. Alea sunt anti-hoți. N-ați văzut plante mai bune pentru hoți. Au niște spini și dacă te-ai înțepat în ăla, na. Trandafirul e minciună. Piracanta. Iasomie. Duzii mei. Că am gata să o tai neapărat, că se sărbătice ăștia. Nu este greșit dacă se sărbătice ăștia, dar mie îmi trebuie așa să fie în jos. Ei fac acum dude roșii. Creanga de sus, o să facă dude albe. Hai să vă arăt. Pe ăsta l-am lăsat și s-a sărbăticit. Și uite. Cumva sunt mai bune dudele albe, sunt mai gustoase, mai dulci. Dar uite cum a crescut ăsta. Smochinul. Asta face smochină până în iarnă, târziu. Of, ce bine să fie acasă. Și cât de bine miroase. Pisăi, uite-l. Uite-l pe Marcel. Pisăi de-abia așteptau. Și eu la fel. La mine 4-5 zile e mult. O săptămână e foarte, foarte mult. Dar n-a stat așa de loc. Vai cum miroase la mine în curte, nu vă imaginați. Cumva doamnele care au fost la Sephora, de un magazin de parfumuri, să-și imagineze de 10 ori parfumul. Uite. Ăsta cât e de mic, e plin de fructe. Vai cât de bine miroase, nu vă imaginați.